Ne întrebăm acum de ce face Putin toate aceste declarații și amenințări, când în principiu nu-i amenință nimeni și nimic poziția de lider suprem în Rusia. Un răspuns poate veni chiar de la generalii lui Putin, care se întreabă dacă Rusia este pregătită să facă față unui atac NATO. Dincolo de aspectul propagandistic, pentru că în mod evident NATO nu vrea să atace Rusia, faptul că strategii ruși lasă aceste discuții să apară în spațiul public dovedește că de fapt monolitul lui Putin nu e chiar atât de solid pe cât și-ar dori el. Colegul meu Andrei Negusiu, în platou acum, ne explică. Andrei, cum arată o comparație a puterilor NATO versus Rusia? Te rog. Așa este. În primul rând aș spune că e surprinzător că în acea revistă Gândirea Militară au fost lăsate aceste opinii ale strategilor care spun că nu ar fi pregătită Rusia pentru o confruntare cu NATO, pentru că se tem de un atac multiplu, multidomeniu, cum ar veni, și anume aerian, terestru, și că Rusia n-ar fi pregătită și ar putea fi lovite ținte vulnerabile din cadrul Rusiei. Nu-i prea auzi pe ruși vorbind despre de treaba asta. De obicei se laudă cât pot și ce fac și ce ar putea să le provoace unor inamici. Exact. Exact. Văzând acest articol, ne-am gândit totuși că ar fi util să aflăm cam care e diferența de trupe și de tehnică militară dintre NATO, cea mai puternică alianță militară de pe glob, și Rusia. Diferența dintre propagandă și realitate. Exact, pentru că cifrele până la urmă sunt cele care ne lămuresc. Și de exemplu vedem aici că NATO poate mobiliza aproape 6 milioane de militari, în timp ce Rusia e undeva până într-un 1,5 milioane. Din acest total avem după aceea defalcat pe personal activ, iarăși vedem o diferență foarte mare, aproape 3,5 milioane de soldați activi NATO. Nu vorbim de restul. Dacă ne uităm și la rezerviști, de exemplu, și acolo este o diferență foarte mare, pentru că până la urmă, chiar dacă, de exemplu, Rusia este o țară foarte mare, cea mai întinsă țară de pe glob, totuși populația nici demografic nu se poate compara cu NATO. Dacă ne gândim la dotările aviației, pentru că tot vorbesc acești strategi de faptul că ar putea fi atacați aerian, iată diferența de avioane de vânătoare, de luptă, deci, între țările NATO și Rusia. Din nou, nu există, da, chiar dacă să spunem, există acele avioane performante ale Rusiei, dar să nu uităm de avioanele performante ale Statelor Unite și ale altor aliați. În ce privește elicopterele, iarăși este o diferență foarte mare, da, care practic pune în inferioritate Rusia în orice fel de scenariu. Dacă mergem, în schimb, la planul terestru, acolo, iată că există un echilibru. Știm foarte bine că rușii insistă foarte mult să aibă controlul la sol și iată aici să spunem că există un echilibru, însă dincolo de tancuri avem vehicule blindate de diverse categorii și aici vom vedea este o diferență absolut uriașă. Aproape 10 ori mai mare. Exact, da, aproape 10 ori mai mare. Bun, și pentru că am vorbit de aviație, am vorbit de trupele terestre, să ne gândim și la varianta navală. Aici desigur avem NATO dispune, țările NATO dispun de 16 portavioane, Rusia de unul care are și așa probleme, deci iată că de aceea am și pus acea steluță. Da. Țările NATO au și port-elicoptere, Rusia nu are așa ceva și, mă rog, dacă mai mergem mai departe, vom vedea că și la distrugătoare și alte categorii de nave militare, Rusia nu se poate compara cu țările din NATO. Absolut niciun punct de vedere. Din niciun punct de vedere. În ceea ce privește tehnica, exact, și exact. Numărul de oameni. Poate ne-ar spune de ce insistă atât de mult pe varianta nucleară, pentru că, într-adevăr, Rusia și Statele Unite sunt cele mai mari puteri nucleare de pe glob. Singurele care au triada nucleară. Aici experții au niște, să spunem, obiecții, pentru că există și alte țări care dezvoltă în paralel mai multe capacități de lovire din punct de vedere nuclear. Desigur, să ne amintim că în toate doctrinele arma nucleară este văzută ca o armă defensivă. Nimeni nu are în doctrina oficială faptul că ar vrea să atace un alt stat decât ca dacă răspuns. Exact, dacă este atacat. Ceea ce Putin nu spune, pentru că am văzut toate declarațiile lui Putin sau ale altor oficiali, sunt extrem de agresive. Îți mulțumesc foarte mult, Andrei, pentru această analiză amplă și exhaustivă pe cifre reale a forțelor NATO versus Rusia. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.
Mergem acum mai departe, rămânem într-un fel la subiect, pentru că a avut loc un nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucrainenii au luat la țintă cel puțin 3 rafinării, un aerodrom și alte obiective din mai multe regiuni rusești, cele mai multe din zona de graniță. Rușii spun că au doborât astăzi cel puțin 65 de astfel de aparate, comandate de la distanță, purtând bombe. O rafinărie aflată la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Moscova a fost lovită și era în flăcări în cursul dimineții, controlată de gigantul rus al petrolului Rosneft. Este unul dintre cei mai mari producători de combustibil pentru centrul Rusiei. Ieri, dronele ucrainene au lovit o altă rafinărie la 800 de kilometri de graniță.